Când și-a început lucrarea, Domnul Iisus era cam la vârsta de 30 de ani. Plin de Duhul Sfânt, el s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavol timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea. Diavolul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Este scris: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Diavolul l-a suit pe un munte înalt și a arătat toate împărățiile pământului. Ție îți voi da stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau oricui voiesc. Toată va fi a ta dacă te vei închina mie. Este scris să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim și l-a așezat pe strașina templului. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci e scris: el va porunci îngerilor lui să te păzească și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de fropiat. Scriptura spune să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău.